Salutare tuturor! Am acest compresor de frigider, de la un frigider care n-a mai pornit. Am verificat condensatorul, am verificat termostatul, am verificat releul de pornire, toate sunt bune. Am verificat dacă este în scurt circuit motorul, nu este în scurt circuit. Și atunci mi-a mai rămas una din posibilități, că este blocat compresorul. Așadar l-am dat afară, l-am desfăcut, i-am tăiat capacul, să vedem cum este înăuntru. Și într-adevăr aici, vedeți, nu se poate mișca, deci este blocat. Ca urmare, o să îl desfac aici, să încercăm să îl deblocăm. Mai bine îl întorc. Așa, sunt cele patru șuruburi de aici. Bun, și uitați aici, nu știu dacă se vede, el cât este blocat aici, da, și-a dat drumul. Sper că-l vedeți. Asta e blocajul. Deci merge. Aici este foarte multă mizerie, se adună foarte multă mizerie, ulei ars și garnitura văd că este ruptă. În principiu el se poate repara, însă munca și timpul necesar reparării este mult prea mare și nu cred că rentează o astfel de reparație. Eu am făcut treaba asta doar din motiv de a vă filma, de a vă arăta cum se blochează, unde se blochează de obicei compresoarele astea, care nu sunt nici în scurt. Haideți acum să încercăm să îi dăm și drumul, să vedem că funcționează. Am legat aici firele, faza, în partea de sus pe comun, în partea de jos am legat nulul și am făcut punte între cele două, între start și run, deci nulul jos pe start și pe run și faza sus pe comun. Este pe oprit și în momentul când îi dăm drumul, el ar trebui să meargă, nu pățește nimic. Oricum este stricat, o să-l arunc, dar și un compresor bun, care vrem să-l mai folosim, nu pățește nimic dacă îl lăsăm câteva secunde, nu foarte mult, că altfel se încălzește. Așadar, îi dăm drumul și îl vedeți cum merge. Deci, el funcționează acum, practic l-am deblocat, curățat, spălat, schimbate garniturile. El ar putea să funcționeze în continuare, însă nu cred că merită un astfel de efort. Am vrut doar pentru o filmare așa să vedem cum se deblochează. Vă mulțumesc, asta a fost filmul de azi, nu uitați să dați un like, un subscribe, dacă nu sunteți deja abonat la canalul meu. Vă mulțumesc, toate cele bune!